Seara trecută, în jurul orelor 22, în incinta unui depozit de produse alimentare, a luat foc o autoutilitară parcată. Pompierii ajunși la fața locului au reușit să stingă incendiul care se manifesta în zona motorului, însă mașina a suferit daune majore. Pompierii din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au reușit stingerea unui automobil aflat în flăcări, care staționa în incinta unui depozit aflat pe strada Padeșului. Seara trecută, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară staționată pe strada Padeș din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pompierii au reușit să stingă incendiul în timp util, eliminând riscul acestuia. Incendiul s-a soldat cu pagube materiale însemnate, din fericire, fără nicio victimă. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la compartimentul motor și cabina autovehiculului. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite, cauza probabilă de izbucnire a acestuia fiind determinată de un scurt circuit electric produs de un cablu electric neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată. Cei aflați în apropiere spun că flăcările erau destul de mari, fapt pentru care au sesizat imediat pompierii.